20.550. 20.600. 29. Mai bine de 4 ore a durat licitația pentru locul de parcare din zona rezidențială din Brașov și s-a încheiat cu o sumă colosală, demnă mai degrabă de marile orașe din vestul Europei. Dispus să plătească fabuloasa sumă ar fi directorul celui mai prestigios liceu din Brașov, colegiul Andrei Șaguna. Când s-a ajuns la prețul uriaș, una dintre vecine a cedat. Este un loc care acum s-a făcut efectiv, da, și este în jurul scării mele și vine o persoană de la alt bloc să liciteze. Un loc de parcare costă în Brașov 150 de lei pe an. Când e revenit de doi sau mai mulți vecini, se scoate la licitație. 30 de zile are la dispoziție noul proprietar să plătească parcarea. Dacă va plăti cineva 30.000 de lei pentru un loc de parcare rezidențial, e cea mai bună afacere pe care o autoritate publică poate să o facă cu un loc de parcare. Localnicii sunt uluiți. Este exagerat, nu știu, cred că parcă e ceva absurd. Ați plătit 30.000 de lei pentru loc de parcare? Cel puțin în zona asta nu prea sunt locuri de parcare, foarte puțin. Toate care s-au licitat pe aici au depășit 300, 400, 500 de lei. Spre comparație, un loc de parcare dintr-o zonă rezidențială din Barcelona costă mai puțin de 80 de euro pe lună, iar în capitala Austriei, rezidenții plătesc în medie 50 de euro pe an pentru un loc de parcare.